Așa cum cunoaștem, cântarea este, spunem așa, o trăsătură a firii omenești. Sau darul de a cânta, posibilitatea de a cânta și dorința de a cânta. Se spune că cel care cântă are inima bună. Chiar Sfântul Iacov, în epistola sa, singura epistolă, spune la un moment dat cei ce au inimă bună să cânte psalmi. Psalmodia sau psalmodierea este prima formă de cântare în biserica creștină. Dar a spune că și înainte de biserică, în Vechiul Testament, exista obiceiul de a cânta. Iubal știu că a cântat cu instrument, este făuritor instrument și a cântat, într-adevăr, cântări lui Dumnezeu. Apoi Moise, știm foarte bine, la cort, David, profetul, a organizat cântarea la templu, cântarea treptelor sau antifonică și așa mai departe. Avem cântarea celor trei tineri, cântarea lui Moise, cântarea lui Zaharia, cântarea Sfintei Fecioare Maria. Sunt, într-adevăr, prezențe biblice ale acestei cântări. De ce cântare? Omul este o ființă, într-adevăr, doxologică, creată după chipul și împărțirea asemenea lui Dumnezeu. Și fiind doxologică, el simte nevoia să aducă mulțumire lui Dumnezeu. Simte nevoia să exprime nu doar cuvinte de preaslăvire, ci doxologie, adică jertfă de laudă, cum spune la Sfânta Liturghie, milă, pace și, la final, jertfă de laudă. Ori această jertfă de laudă trebuie să pornească din sufletul celui care cântă lui Dumnezeu. Îi adresează recunoștință, laudă și mulțumire, dar și cu buzele. Spune profetul Isaia, ne amintim în Vechiul Testament, poporul acesta mă laudă cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Dumnezeu spune, fiule, vreau inima ta. Ori cântarea, zic eu, că se naște, se plămădește chiar în inima omului care îl laudă pe Dumnezeu. Este această necesitate pentru că ea există de la începutul existenței omului, deodată cu omul. Aș exprima aici un cuvânt al lui Anton Pan, marele protopsal, profesor și compozitor. El spune că această cântare noastră bisericească este darul veacurilor bătrâne și totodată o plânsocuvântare. Auziți, un cuvânt compus, plânsocuvântare. Un cuvânt cântat. De ce? Spune el, explică într-o lucrare a sa în prefață, faptul că așa a plâns Adam păcatele sale împreună cu soția Eva, cu femeia sa, atunci când au fost izgoniți din rai. Și au dat seama că au pierdut dulceața raiului, bucuria de a fi cu Tatăl cel Ceresc. S-au simțit singuri. Și stând în fața marelui Dumnezeu și a raiului, a paradisului, au plâns, au deplâns starea în care se aflau. De atunci această plângere s-a transformat în o cântare de laudă a lui Dumnezeu. Sigur că Părintele Stăinoae, într-un studiu pe care l-a alcătuit, foarte interesant, despre cântarea liturgică în Biserica Ortodoxă, spune foarte frumos că omul simte nevoia nu doar să vorbească înaintea Domnului, să adreseze cuvinte de laudă, doar rostite sau declamate, ci și cântate, pentru că prin cântare omul este mai sensibilizat, se simte mai atras de treimea de persoane, mai pătruns de această dulceață a prezenței lui Dumnezeu. Într-adevăr, dacă ar fi să facem o distinție între discursul teologic obișnuit, academic, și cântarea, spune că totuși cântarea te lasă fără cuvinte. Nu ai nevoie de comentariu atunci când te adresezi în poezie, în cuvinte poetice și prin cântare. Practic, în cântare, omul face o mărturisire înaintea lui Dumnezeu, dar în același timp și o rugăciune. Se adresează prin melos, iată lui Dumnezeu, întărind rugăciunea sa. Și să știți că lucrul acesta este arhicunoscut și la noi, la Agatârși, un trib din Transilvania, dacic. Legile se transmiteau prin cântare. De ce? Fiindcă erau mai ușor de reținut. Tot astfel, biserica a practicat de la începutul cântarea, în primul rând ca formă de rugăciune, de doxologie, dar și de mărturisire a credinței, fiindcă credincioșii puteau recepta mult mai ușor prin cântare adevărurile de credință creștine. Dar mă opresc la acest aspect. În același timp, un arhiereu român de la începutul secolului al XX-lea, Nifon Ploieșteanu, care a fost episcop la București, arhiereu mitropolitan, a slujit în Biserica Domnița Bălașa mulți ani, dar după aceea la Dunărea de Jos, spune așa că muzica sensibilizează sufletul celui care cântă și îl înalță la cel care l-a creat. Cât de frumos îl înalță la cel care l-a creat. Deci, dintre toate artele, vorbim aici de arhitectură, pictură, artele bisericești, muzica are acest privilegiu, care este fiind imaterială, fiind dotată cu omul, fiind o calitate a vocii umane,
a persoanei umane îl înalță pe om la Dumnezeu și îl simte mai aproape, îl face să simte mai aproape de Dumnezeu. Și cred că fiecare, fără a da explicații, dintre noi putem experimenta această importanță a cântării și această apropiere prin cântec față de Dumnezeu, Cel ce a creat această lume, care este, să spun eu, o patria cântării. Da? Cum spunea muzicolog, patrium carmen. Este patria cântării, pentru că orice făptură, orice constelație, orice planetă îi cântă lui Dumnezeu, cum spunea Sfânt Grigore de Nisa, și la sfârșitul veacurilor, întreaga făptură, îngeri, sfinți, oameni pământeni, natura întreagă, vor cânta un singur cântec de slavă lui Dumnezeu.